De la bustul lui Eminescu din Cernăuți, se închină. Și nu spun vorbe mari, și eu am rămas superfiat. Vorbesc despre limba română și despre Eminescu și după finalizarea unei activități, iar lucrul acesta este înălțător pentru spiritualitatea românească, atât din Bucovina, cât și din Basarabia, știți foarte bine, ținutul smuls acum două secole. Iau legătura adeseori cu Dumitru Horșcovski, creatorul straniei statuii a lui Eminescu din Cernăuți. Și credeți-mă, sunt mândru că sunt contemporan cu domnia sa. Așa cum sunt mândru că există români care cred în românism și care cred că la flacăra lui Eminescu pot renaște. Acest lucru se întâmplă în nordul Bucovinei, pentru că, să știți, dacă n-ar exista Eminescu, probabil românismul în acea parte a Ucrainei care fusese cândva noastră, ar muri.